sale modele acestei
munte ne tăiam. At ne munte ne tăiam. Că
Ευλόγησον Δέσποτα, ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Πεν του Πάτσοντε Σούσι, πεν του Μαντουίρα, σουφλετελόρ νοάστρε, Δόμνο Λουίσον Ερουγκά. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului și al întregii Palestine, pentru preafericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru un alt preasfințitul Părinte Aristarh, Arhiepiscop de Constantia, pentru un alt preasfințitul Părinte Hristofor, Arhiepiscop de Chiriacupolis, pentru un alt preasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru un alt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, pentru un alt preasfințitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, pentru un alt preasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, pentru un alt preasfințitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale și Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, pentru un alt preasfințitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al Statelor Unite ale Americii și Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi,
pentru un alt preasfințitul părinte mitropolit Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei și exarh patriarhal, pentru un alt preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, pentru un alt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru un alt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, pentru preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, pentru preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, pentru preasfințitul părinte Sofronie, episcopul ortodox român al Oradiei, pentru preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, pentru preasfințitul părinte Antonie, episcop de Bălți, pentru preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, pentru preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, pentru preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, pentru preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, pentru preasfințitul părinte Gurie, episcopul Deve și Hunedoarei, pentru preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei și locțitor de episcop al Daciei Felix, pentru preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, pentru preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, pentru preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, pentru preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, pentru preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, pentru preasfințitul părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal, pentru preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, pentru preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, pentru preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe România Germaniei, Austriei și Luxemburgului, pentru preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, pentru preasfințitul părinte Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Pentru sfântle cașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhurilor, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru
cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți, pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Ca să fim izbăviți din tunecazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe Preasfânta, Preacurată, Preabinecuvântată, slăvită, Stăpâna noastră de Dumnezeu, Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții s-o pomenim. Preasfântă, Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne! Noi înșine și unii prealții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe Preasfânta, Preacurata, Preabinecuvântata, slăvita Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim.
rușine și unii prea alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe preasfânta, curata, preabinecuvântata, slăvita, stăpână noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți ființii să o pomenim. Și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Într-o împărăția ta când vei veni, ce plâng, că aceia se
Sofia, arțint. Veni să ne mirăm și să pe cel dorit.
apărător înțelept al românilor ortodoxi, păstor cărturar al Transilvaniei și mare chivernisitor al vieții bisericești, Sfinte Ierarhe Andrei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Domnului să ne rugăm. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ. Δόμνε μαντουιέστε, πέτσαι μήνε κρεδίντσος. Δόμνε. Thank you.
επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, την εφύτευσεν η δεξιά σου. Caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. السلام لجميعكم și Duhului vostru în tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor Lui o vestește tăria. Înțelepciune din Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, mi se pare că Dumnezeu pe noi apostolii ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca
pe niște osândiți la moarte, fiindcă ne-am făcut priveliște lumii și îngerilor și oamenilor. Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi însă înțelepți pentru Hristos. Noi suntem slabi, voi însă sunteți tari. Voi sunteți într-o slavă, iar noi suntem într-o necinste. Până în ceasul de acum flămânzim și însetăm, suntem goi și suntem pălmuiți, și pribegim și ne ostenim, lucrând cu mâinile noastre. Ocărâți fiind, binecuvântăm, prigoniți fiind, răbdăm, huliți fiind, ne rugăm. Am ajuns ca gunoiul lumii, lepădătura tuturor, până astăzi. Nu vă rușinez, și nu ca să vă rușinez, vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc, ca pe niște copii ai mei iubiți, că de ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși nu aveți mulți părinți, fiindcă eu v-am născut prin Evanghelie în Iisus Hristos. Deci vă rog să-mi fiți mie următori, precum și eu lui Hristos. Fraților, ca fii ai luminii să umblați, pentru că roada luminii e în orice bunătate, dreptate și adevăr, încercând ce este bineplăcut Domnului. Și nu fiți părtași la faptele cele fără de roadă ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le pe față. Căci cele ce se fac într-o ascuns de ei, rușine este ale și grăin. Iar tot ce este pe față se descoperă prin lumină, căci tot ceea ce este descoperit lumină este. Pentru aceea zice, deșteaptă-te cel ce dormi și te scoală din morți, și te va lumina Hristos. Deci luați seama cu grijă cum umblați, nu ca niște neînțelepți, ci ca cei înțelepți, răscumpărând vremea că zilele sunt rele. Drept aceea nu fiți fără de minte, ci înțelegeți care este voia Domnului. Și nu vă îmbătați de vin, întru care este perzare, ci vă umpleți de Duhul. Vorbiți între voi în psalmi și în laude, ci în cântări duhovnicești, lăudând și cântând Domnului. În inimile voastre. Pace.
pace ție celuia ce ai citit. Binecuvântați, prea fericite, Părinte Patriarh, binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului, lăudatului, cinstitului Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, pe plinirea Evangheliei iubitului său Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. E mie după cuvântul vostru, prea fericite, Părinte Patriarh. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace din Sfânta Evanghelie de la Ioan citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. Vremea aceea stăteau Ioan împreună cu doi dintre ucenicii lui și privind pe Iisus care trecea a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Și cei doi ucenici l-au auzit când a spus aceasta și au mers după Iisus. Iar Iisus, întorcându-se și văzându-i că merg după el, le-a zis, ce căutați? Iar ei au zis, Rabi, care se tâlcuiește, Învățătorule, unde locuiești? El i-a zis, veniți și veți vedea. Au mers deci, au văzut unde locuia și au rămas la el în ziua aceea. Era ca la ceasul al zecelea. Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan și veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, și a zis, am găsit pe Mesia care se tâlcuiește, Hristos. Și l-a adus la Iisus, care privind la el i-a zis, tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei numi Chefa, ce se tâlcuiește, Petru. Iar a doua zi voia să plece în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, Iisus, urmează. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis, am aflat pe acela despre care au scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Și a zis Natanael, din Nazaret poate fi ceva bun. Filip i-a zis, vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către el și a zis despre el, iată cu adevărat israelit în care nu este vicleșug. Natanael i-a zis, de unde mă cunoști? A răspuns Iisus și a zis,
Mai înainte de a te chema, Filip, te-am văzut când erai sub smochii. Răspuns a Natanael, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Răspuns a Iisus și a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochii, crezi, mai mari decât acestea vei vedea. Și a zis, adevărat, adevărat, zic vouă, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe Îngerul lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Παύριον πάλις ήτι ο Ιωάννης ο βαπτιστής και των μαθητών αυτού δύο και εμβλέψας το Ιησού περιπατού τη λέγει. Είδε ο αμνός του Θεού. Είναι Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου είσαι των δύο των ακουσάντων παρά Ιωάννου και ακολουθήσάντων τον Μεσσίαν ο εστιμεθερμινευόμενον Χριστός. Μακαριότατε, Πατριάρχα και Άγιε αδελφέ και Συλλειτουργέ, ημίν Κύριε, Κύριε Δανιήλ, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, από την πόλη του Σταυρικού Πάθους και της Αναστάσεως του Βασιλέως των Βασιλευόντων και την πόλη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφοθέου και πρώτο αυτής Ιεράρχου, ήλθομεν εις την ευλογημένη γην του Ευαγγελικού Κηρύγματος του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. Και τούτο είναι αφενός μεν ευχαριστήσομεν και δοξάσομεν το Αγίο Τριαδικό Θεό επί το θεαρέστο γεγονότι του εγγενισμού του αναγερθέντος μεγαλοπρεπούς και καθεδρικού τούτου ναού προς τιμήν του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, αφετέρου είναι μετά του Θείου Παύλου διακηρύξομεν ότι ούγαρε αυτούς κηρύσομεν, αλλά Χριστόν Ιησούν Κύριον, εαυτούς δε δούλους ημών δια Ιησούν, ότι ο Θεός ο υπόν εξκότους φως λάμψε, ως έλαμψεν δες καρδίες ημών, προς φωτισμόν της γνώσεως της δόξης του Θεού εν προσώπω Ιησού Χριστού. Την τελευταία να μην το πω. A doua zi iarăși stătea Ioan și doi dintre ucenicii lui și privind pe Iisus care trecea a zis, Iată mielul lui Dumnezeu! Era Andrei, fratele lui Simon Petru, unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan și veniseră după Mesia care se tălcuiește Hristos.
prea fericirea voastră, prea fericite Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, iubiți frați în Hristos, din cetatea răstignirii și învierii Împăratului Împăraților și orașul Sfântului Apostol Iacov, fratele Domnului și cel dintâi ierarh al Ierusalimului, am venit în binecuvântatul pământ unde a avut loc propovăduirea evanghelică a Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat. Și aceasta, pe de-o parte, pentru a aduce mulțumire și slavă lui Dumnezeu cel întreime, cu ocazia evenimentului bineplăcut lui Dumnezeu al sfințirii acestei mărețe catedrale, închinată Sfântului Apostol Andrei, iar pe de altă parte, pentru ca împreună cu Dumnezeescul Pavel să vestim că nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Hristos Iisus Domnul, iar noi înșine suntem slugile voastre pentru Iisus. Pentru că Dumnezeu care a zis strălucească din întuneric lumina, El a strălucit în inimile noastre ca să strălucească cunoștința slavei lui Dumnezeu pe fața lui Hristos. Această cunoștință a slavei lui Dumnezeu de pe fața lui Hristos a propovăduit-o nu ca Aristotel, ci ca un pescar, cel prăznuit astăzi în biserica ce îi poartă numele Sfântul Apostol Andrei, cel care a spus fratelui său, am găsit pe Mesia, adică pe Hristos. Astfel, Apostolul nostru Andrei s-a făcut pricina celei din tâi întâlniri a Domnului cu Petru, cel care s-a arătat corifeu al apostolilor, dar și cu Filip, cel din același loc cu el. Chemarea lui Andrei și a lui Petru a avut loc lângă Marea Galilei, atunci când, aflându-i acolo, le-a spus, veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Iar ei, îndată, lăsând mrejele, au mers după el. Dumnezeiască râvna apostolului Andrei pentru învățătorul lui Hristos l-a arătat următor al pătimirii Mântuitorului nostru Hristos, după cum groiește și imnograful. Iubit ai pe Stăpânul și după dânsul ai mers, pe urmele lui la viață fiind povățuit și patimilor lui fără minciună, prea cinstite Andreie până la moarte urmând. Sângele muceniciei apostolului Iacov, fratele Domnului și al Sfântului Andrei cel întâi chemat, precum și al tuturor apostolilor aleși, constituie pecetea credinței noastre ortodoxe sănătoase, dar și temelia neclintită pe care a fost construită Biserica lui Hristos, după cum propovăduiește apostolul Pavel. Zidiți fiind pe temelia apostolilor și a prorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuși Iisus Hristos, întru El, orice zidire bine alcătuită crește ca să ajungă lăcaș sfânt în Domnul. Iar lăcașul sfânt în Domnul sunt mădularele credincioase ale trupului tainic al lui Hristos, adică al bisericii. După cum propovăduiește înțeleptul Pavel, nu știți oare că voi sunteți templu al lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Explicând aceste cuvinte, Origen spune, vom fi cu adevărat templu al lui Dumnezeu dacă ne vom face pe noi înșine vase ale Duhului lui Dumnezeu. Iar Teodorit al Cerului spune, trebuie să subliniem că i-a numit temple al lui Dumnezeu pe cei care au sălășluindu-se în ei harul lui Dumnezeu, căci cuvântul mărturisește că Preasfântul Duh este Dumnezeu. Trebuie deci să subliniem faptul că orice biserică pământească, fiind loc al închinării duhovnicești către Dumnezeu, închipuie biserica cetății duhovnicești a Dumnezeului celui viu, a Ierusalimului ceresc. Iar Ierusalimul pământesc se numește sălaș al lui Dumnezeu, potrivit Sfântului Ioan Damaschin, pentru că acolo a pășit Domnul nostru Iisus Hristos, în care a binevoit să sălășluiască, trupește toată plinătatea dumnezeirii, și printr însul toate cu sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin el, prin sângele crucii sale. Ocrotitorul binecuvântatei voastre țări, Sfântul Apostol Andrei, precum și primul ierarh al Ierusalimului, Iacov, fratele Domnului,
ne-au adunat pe toți în această Sfântă Biserică, ca să mărturisim că Dumnezeu, Cuvântul, s-a făcut trup și s-a sălășluit între noi. Și aceasta, pentru că orice Duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Această mărturie a lui Dumnezeu, Cuvântul și Domnul nostru Iisus Hristos, Cel care s-a întrupat din curatele sângiuire ale pururea Fecioarei Maria, născătoarea de Dumnezeu și Maica Domnului, lumina, adevărul, dreptatea lumii o aducem și noi, cei care slujim și păzim sfintele lăcașuri de închinare, ce constituie mărturii incontestabile și istorice ale credinței noastre în Hristos și răstignit și înviat, dar și garanția unității credinței noastre mântuitoare, cea propovăduită de Sfinții Apostoli și confirmată de Sfintele Sinoade Ecumenice. Având credința neclintită, tu vei ajunge negreșit, pe cale neprimejduită, la țărâmul cel prea mult dorit, spune în versurile sale Sfântul Ioan cel Nou Hozevitul, cel odrăzlit de pământul României. Η σημερινή διπλή εόρτιο συμμετοχή ημών εις των εγγενισμών του περικαλούστου του ναού, ως και την ευχαριστιακή σύναξη μετά του αγαπητού ημίν αδερφού και επιμενάρχου ημών μακαριωτάτου Πατριάρχου Ρουμανίας, κυρίου Δανιήλ και των λοιπών αρχιερέων και ιερέων, επί της επτή μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκρήτου, μας καλεί να ακούσουμε εις τα παραγγέλματα του Θείου Παύλου λέγοντος «Μόνος αξίος του Ευαγγελίου του Χριστού πολιτεύεστε και στήκετε εν ενή πνεύματι, μία ψυχή συνανθλούντες τη πίστη του Ευαγγελίου, και μη πτυρώμενοι εν μηδενή υπό των αντικειμένων ή της αυτής μενέστην ένδειξης απολίας ή μην δε σωτηρίας. Και τούτο από Θεού, ότι ημίν εχαρίστητο υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχειν, ο η δόξα και το κράτος αυτού εις τους αιώνας των αιώνων. Η χάρις του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Întâlnirea noastră de astăzi, prilejuită de două sărbători, sfințirea acestei prea frumoase catedrale și slujirea euharistică împreună cu iubitul nostru frate și arhipăstor, prea fericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la cinstita pomenire a Sfântului Apostol Andrei cel întâi chemat, ne cheamă să dăm ascultare îndemnului Dumnezeescului Pavel, care zice să vă purtați numai în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos și să stați într-un duh, nevoindu-vă împreună într-un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă înfricoșați într-un nimic de cei potrivnici, ceea ce pentru ei este un semn de pierzare, iar pentru voi de mântuire. Și aceasta este de la Dumnezeu, căci vouă vi s-a dăruit pentru Hristos nu numai să credeți în El, ci și să pătimiți pentru El, căruia fie slava și puterea în vecii vecilor. Harul preasfântului și de viață purtătorului mormânt să fie cu voi cu toți. Amin. Să zicem toți, din tot sufletul și din tot trup, să zicem... Doamne, miluiește! Doamne, a tot Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
ne rugăm pentru preafericitul părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului și al întregii Palestine, pentru preafericitul părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și pentru toți înalt preasfințiții și preasfințiții părinți prezenți la această sfântă și dumnezeiască liturghie, pentru sănătatea și mântuirea lor. Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Frații noștri, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monași și monahii, și pentru toți și întru Hristos, frații noștri. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitori ai acestui sfânt locaș și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frăței noștri drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutinde. Pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, enoriași, fidori, închinători și binevăcători ai acestui sfânt locaș. Catedrale Mântuirii Neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se ostănesc cu înălțarea acesteia, pentru ajutorul, mântuirea și mântuirea lor. Doamne, Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine în sfântă și pentru toți cinstită catedrala aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm. Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește!
φυλατώμενοι, Συ δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Oh.
Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Προσκυνητών, επιτρόπονται και συνδρομητών του Παναγίου και Ζωοδόχου τάφου και της πόλεως ταύτη. Επιτρόπονται συνδρομητών του Παναγίου και Ζωοδόχου τάφου και της Ιεράς πόλεως ταύτης. Μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Της αρχαιροσύνης σου μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάσης Επισκοπής Ορθοδόξων των Ορθοδομούντων των Λόγων της Ιης Αληθείας Βαρθολομαίου Κωνσταντινού Πόλεως Θεοδόρου Αλεξανδρίας Ιωάννου Αντιοχίας Κυρίλου Μόσχας Ειρηναίου Βελιγραδίου Δανιήλ Βουκουρεστίου και συλλειτουργούντος ημίν Νεοφύτου Σόφιας, Ηλίου Γεωργίας, Χρυσοστόμου Κύπρου, Ερώνημα Εθνών σαν Βαρσοβίας, Αναστασίου Τυράννων, Ρατισλάφρας και Πάσης της Τσεχίας και Σλοβακίας, των Αγιωτάτων Ευσεβών και Ορθοδόξων Πατριαρχών και Αρχιεπισκόπων, των αδελφών ημών Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακόμοναχων, πάντων των προσελθόντων εν τη Θεία Κυρέμψα Αγία Ταύτη και πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία Κύρα προθέσει ζώντων. Νηστέ Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Των μακαρίων και ημνής των κληρών του Πανιέρναου της Αναστάσεως, πάντων των επεπιδραστάζων ζωής αιωνίου και κειμένων, πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν, εν τη Αγία Κύρα προθές και κοιμημένων. Νηστέ Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Της αρχιεροσύνης σου μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Των μακαρίων και αινείς των κτητών του Πανιέρωτος Αναστάσεως, πάντων των επελπίδη ζωής αιωνίου και κειμένων, πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν, εν τη Αγία Κύρα προθές και κοιμημένων,
Νηστέ, Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πραφερικήτουλ παρήντελε, Πατριάρχου Ιερουσαλήμου, Θεοφύλαλ τρέλια, σ'ελ πομενάσκε Δόμου Δουμνεζέου, εντρουν παρεσία σα, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Rugăciunea noastră Domnului. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în ea, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește! Și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cere. Îndreptător, păzitor al trupurilor și al sufletelor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare pentru păcatele și greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele
și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârșim de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinezi vieții noastre, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos, să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință o să vârși de la Domnul să cere. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, călăuzitor, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cere bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Cealaltă vreme a vieții noastre într-o pace și într-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, toți ființii să o pomenim. Și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care împreună ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul de viață, făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Și Duhului Tău! Să ne iubim unii pe alții, ca într-un gând să mărturisim. Pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, trei
ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă, în pace aduce. Milă păcii, jertfă του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Cântarea de biruință, cântând, strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt, Sfânt, Sfânt e Doamne.
perimon plumenon, Isa fesina martion. Ισραβώ μεν χάδα κολοκούμ, χάδα βαδάμι, αλλά δίλα ζαντίν, αλλά διόρα κουάν κουάν καθυρίν, λιμάχ φυράτιν χατάγιο. Πάντα και δια πάντα. Sfânta, curata, pe-a binecuvântată, mărita stăpână noastră, Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria.
Patriarhul Daniil, Arhiepiscopul Grăstiu și Paistru Manias, on care să țăiesc Eclisies în Irini, son în dimonia macro imere vondam, και ορθοδομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και εν τε υπομενέστε, Δωάμνη, πεπρέα φελιτσίτουλ παρήντε Θεοφύλλα αλτρέλα Πατριάρχου Λερουσαλήμου εις αλεντρέτζι Παλαιστίνε, πεκάρελ δερουέστε σφίντελορ τάλι πισερίτσιν πάτσιν τρέκτσιν στίτσιν ετός, εν δελουγκάτεν ζήλε, δρέπτ εμβατσιν κουβέντουλ αδεβέρλουι Τεύ. Părintele nostru, Patriarhul Theofil, pe care îl daruiește Sfintelor tare Biserici în pace, întreg sastit sănătos, îndelungat din zile, drept avansat cuvântul adevărul tău. Întâi pomenește, Doamne, pe prea fericitul Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțitorul tronului Cezarei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău. Și cu inima slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών. Πρώτο σφίντσι υπομενήντου Ιάρα και Ιάρα κουπάτσο εδόμνουλουι σαν Domnului să ne rugăm. Ai iubitorul de Mame, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul cel mai presus de cerul și duhovnicescul său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh să ne rugăm. Tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, de la Domnul să cerem. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem. Milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cerem. Cele bune și de folos sufletelor noastre și pacei lumii, de la Domnul să cerem. Celălaltă vreme a vieții noastre, în pace și într-o păcăință săvârșit, de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinei vieții noastre,
noastre, fără durere, înfruntat în pace și răspuns bun la învrigoșătoarea judecata lui Hristos, să cerem. Unitatea credinței și mărtășirea Sfântului Duh, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Dumnezeu, să o dă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Tată, Dumnezeu cel Ceresc, și să zicem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Să luăm aminte.
schis cări de coborât. La schituri din tăi, vocea lui Andrei, cine cântă-ndea și de aceasta este ziua
Betsaida, într-o tina înflorit, din grădină tainic mirositor icrin, Petru și Andrei ce au umplut toată lumea de mirasma propovăduirii credinței prin harul lui Hristos, ale cărui patim s-au și făcut părta.
Dumnezeu, Mântuitor.
veșnice, ridicați-vă ca să intre, ca să intre Împăratul, ca să intre Împăratul, Împăratul, ca să intre, ca să intre Împăratul Slavii. Lăudați, 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 lă
act solemn comemorativ proclamat astăzi, 30 noiembrie 2018, la sfârșitul Sfintei Liturghii, săvârșită la Catedrala Mântuirii Neamului. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preaiubitului cler, cuviosului cin monahal și drept credincioșilor creștini din cuprinsul Patriarhiei Române, har, pace și bucurie de la Dumnezeu, iar de la noi, arhierești binecuvântări. Biserica Ortodoxă Română a iubit și a slujit întotdeauna poporul român, a binecuvântat aspirațiile lui de libertate și unitate și a susținut evenimentele semnificative ale istoriei naționale, precum unirea principatelor din 1859, obținerea independenței de stat a României 1877-1878 și Marea Unire din 1918. La inițiativa preafericitului Părinte Patriar Daniel, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2018 drept anul omagial al unității de credință și de neam și anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918 în Patriarhia Română. Centenarul Marii Uniri este în același timp o sărbătoare a unității de neam și de credință întărită prin jertfă și biruință. În urmă cu un secol s-a înfăptuit cu prețul unor mari sacrificii România Mare prin unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu regatul României. De altfel, intrarea României în primul război mondial la 27 august 1916 a avut drept scop întregirea neamului românesc și făurirea statului național unitar. Biserica Ortodoxă a susținut la aceste evenimente definitorii din istoria neamului nostru, prin clerul care a militat pentru unirea românilor într-un singur stat, îndeosebi prin preoții săi eroi, care i-au însoțit pe soldații români pe câmpurile de luptă și i-au întărit duhovnicește, împărtășind cu ei toate necazurile războiului, jertfindu-și uneori viața. Preoții care nu au fost mobilizați i-au consolat și întărit pe românii rămași acasă și le-au insuflat speranțe, iar mulți dintre monahii și monahiile din mănăstiri au activat ca voluntari în serviciile sanitare ale armatei române. După încheierea conflagrației mondiale, jertfele și rugăciunile românilor din toate provinciile nu au rămas fără răsplată și fără răspuns. Astfel, în 27 martie 1918, la Chișinău, Sfatul Țării a hotărât cu majoritate de voturi unirea Basarabiei cu România. La 28 noiembrie 1918, în sala sinodală a Palatului Mitropolitan din Cernăuț, s-au desfășurat lucrările Congresului General al Bucovinei, care a hotărât, citez, unirea necondiționată și pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare, până la Ceremuș, Colacin și Nistru, cu regatul României. Am încheiat citarea. Desăvârșirea României Mari a fost înfăptuită prin proclamarea Unirii Transilvaniei cu România la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia, hotărâtă de Marea Adunare Națională pe câmpul lui Horea, unde la 28 februarie 1785 au fost executați Horea și Cloșca,
cunoscuți luptători pentru drepturile sociale și naționale ale românilor ardeleni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Ședința Adunării Naționale Constituante de la Alba Iulia s-a încheiat cu un cuvânt festiv al episcopului ortodox Ioan Ipap al Aradului, locțiitor de mitropolit al Ardealului, care a evidențiat faptul că poporul și clerul sunt, citez, una în cugete și simțiri, sunt una în dorințele și aspirațiunile naționale. Închei citatul. În dimineața zilei de 1 decembrie 1918, la sfârșitul Sfintei Liturghii, săvârșită în Biserica Ortodoxă din Alba Iulia, episcopul Miron Cristea al Caransebeșului a citit rugăciunea pentru dezrobirea neamului românesc. Cuprinsul profund al rugăciunii rostite a creat o emoție foarte puternică în rândul celor prezenți, încât întreaga biserică a intonat apoi imnul Deșteaptă-te Române. Se spune că atunci, citez, nu era niciun ochi uscat. Din ochii tuturor curgeau sfintele lacrimi ale învierii noastre naționale. Închei citatul. Marea Unire de la 1 decembrie 1918 a avut urmări pozitive pentru noul stat român întregit și pentru Biserica Ortodoxă Română. Astfel, la 31 decembrie 1919, în scaunul vacant de mitropolit primat al României, a fost ales episcopul Caransebeșului Miron Cristea, care în anul 1925 a devenit primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, urmând apoi desfășurarea procesului de organizare unitară a Bisericii din întreaga Românie. Mai târziu, la 15 octombrie 1922, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia, regele Ferdinand I și regina Maria au fost încoronați ca suverani ai României Mari, act care a simbolizat unitatea tuturor românilor, de la Nistru până la Tisa, sub același sceptru. Deși nedreptățile istoriei au făcut ca unele dintre teritoriile românești unite în 1918 să fie mai târziu desprinse din trupul țării, totuși frații nu pot fi separați de granițe și garduri de sârmă ghimpată, iar sentimentele de dragoste și frățietate nu pot fi înăbușite. Comemorăm astfel în acest an pe făuritorii Marii Uniri din 1918, îndeosebi basarabenii Ion Inculeț, Pantelimon Erhan, Pantelimon Halipa, Ion Buzdugan și Ion Pelivan, pe bucovinenii Iancu Flondor, Sextil Pușcariu, Dionisie Bejan și Doru Popovici, pe transilvanenii și bănățenii Vasile Goldiș, Ștefan Ciciopop, Alexandru Vaida Voievod, Iuliu Maniu, Octavian Goga, Ioan Fluieraș, Vasile Lucaciu, Caius Bredicianu, pentru a menționa numai câțiva dintre marii distinși înfăptuitori ai Marii Uniri. De asemenea, anul centenar 2018 ne-a oferit prilejul de a evidenția și comemora pe unii ierarhi români, în frunte cu episcopul Miron Cristea al Caransebeșului, devenit în 1925 primul patriarh al României, pe mai mulți clerici ortodoxi care au contribuit la făurirea Marii Uniri,
precum și pe toți acei români care prin cuvânt și faptă au fructificat Marea Unire de la 1918 până în prezent. Ctitori de biserici și mănăstiri, promotori ai educației creștine românești și ai culturii române din țară și străinătate, susținători ai operei social-filantropice a bisericii, apărători ai spiritualității românești. Așadar, realizarea marilor idealuri ale unității și demnității naționale ale românilor a fost posibilă și prin aportul deosebit al Bisericii Ortodoxe Române, care a fost mereu împreună cu poporul prin toate eforturile ei de cultivare a conștiinței naționale și de afirmare a dorinței de unitate și de independență. După Revoluția din decembrie 1989, ziua de 1 decembrie 1918 a devenit Ziua Națională a României, înțeleasă ca Ziua Unității și Demnității Naționale a Românilor. Întrucât unitatea teritorială realizată în anul 1918 nu mai este astăzi pe deplin aceeași, este necesar să sporim mai mult comuniunea cu frații noștri români din apropierea granițelor actuale ale României și cu românii de pretutindeni. De asemenea, trebuie să apărăm și să cultivăm unitatea de credință și neam pentru a promova demnitatea poporului român în dialog și cooperare cu celelalte popoare ale lumii. Realizarea unității de credință și de neam a conferit poporului român o identitate particulară în istorie și ea trebuie cunoscută și valorificată de contemporani. Astăzi, România trebuie să-și păstreze identitatea și să-și promoveze simbolurile și valorile spirituale. În acest sens, este mereu actuală întrebarea Domnului nostru Iisus Hristos: ce îi folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? O mai bună cunoaștere a identității și a demnității naționale are rolul de a ajuta un popor să se dezvolte și să dăinuie în istorie, intrând în dialog demn și creator cu alte popoare. Cultivarea identității naționale trebuie sporită prin promovarea culturii naționale, a credinței, a tradițiilor și a simbolurilor în cadrul cooperării internaționale. În acest sens, este important să evidențiem elementele esențiale ale identității românești pentru a transmite lumii un mesaj pozitiv despre România și despre spiritul sau etosul poporului român în dialogul său cu celelalte popoare ale lumii. Anul comemorativ 2018, dedicat făuritorilor Marii Uniri de la 1918, este în mod deosebit un an al recunoștinței și al comuniunii românești și deopotrivă un prilej binecuvântat de a lucra mai intens pentru cultivarea unității de credință apostolică primită de la Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat ocrotitorul României, care este și ocrotitorul noii catedrale naționale. Acest edificiu bisericesc, reprezentativ pentru ortodoxia românească, cu hramul principal, Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor, constituie o necesitate liturgică practică și un simbol care unește iubirea față de Dumnezeu a unui popor creștin jertfelnic și darnic cu recunoștința pe care o datorăm permanent eroilor neamului din primul război mondial și din toate timpurile. Prin milostivirea lui Dumnezeu,
cu rugăciunile Maicii Domnului, ale Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României și ale tuturor sfinților, prin dărnicia clerului și credincioșilor Patriarhiei Române din țară și din străinătate, în ziua de duminică, 25 noiembrie 2018, Sanctitatea sa Bartolomeu I, Arhiepiscopul Constantinopolului și Patriarh Ecumenic, a oficiat slujba de sfințire a Catedralei Naționale, iar astăzi, 30 noiembrie 2018, cu prilejul prăznuirii Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat ocrotitorul României, cel de-al doilea hram al Catedralei, ne bucurăm de prezența și împreună slujire cu preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului și al întregii Palestine. Prin urmare, comemorarea făuritorilor Marii Uniri și a contribuției istorice majore a acestora la îndeplinirea idealului național de unitate constituie o ofrandă de recunoștință, dar și un prilej pentru generația actuală de a cunoaște mai bine virtuțile lor, de a le prețui și a le pune în lucrare, acestea fiind chipuri de lumină și întărire spirituală pentru viața și lucrarea Bisericii astăzi. Cinstind jertfele eroilor neamului și luând aminte la pilda făuritorilor Marii Uniri din 1918, ne rugăm Preasfintei Treimi să dăruiască tuturor românilor credință puternică, dragoste față de biserică și țară, precum și bucuria comuniunii frățești în păstrarea unității și demnității noastre naționale. Dumnezeu să binecuvinteze poporul român reunit într-o singură țară. Amin. Semnează președintele Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, preafericitul Părinte Daniel, Arhiepiscopul Bucureștiului, Mitropolitul Munteniei și Dobrogei, locțiitorul tronului Cezareei Capadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu toți înalt preasfințiții părinți, mitropoliți și arhiepiscopi, înalt preasfințiții părinți, arhiepiscopi, preasfințiții părinți, episcopi, episcopi vicari și arhierei vicari, membri ai Sfântului Sinod al Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române. Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă!
și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îți primim, Dumnezeiește-ne, Sfintele, Preacuratele, Nemuritoarele, Cereștele și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele lui Hristos, taine. Vrednicie să mulțumim Domnului. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând pre noi, și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Liana cantă tăptis nouă la canul și la lmaș, că eu ala boale venu aru pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne dăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Καρδιά φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε, Χριστός ο αληθινός ημών τες πρεσβείες παραπάντων, αγαπητού, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού, η χάρη του Παναγίου και ζωή να σου κάψει προστασίες των τιμήρων προανίων διενών αείρων σωμάτων ηγεσίες των τιμήρων δαουγάντων και πληθών και βαπτιστήριων αείων του Αγίου Δόξου και Πανεφίλου Αποστόλου του Αγίου Δόξου και Πανεφίλου Αποστόλου Ιακώβου του Αδελφού Θεού και πρώτη ράρτου των Ιεροσολύμων των Αγιοδόξων Κανικών Μάρτυρων, των Αγιοδόξων Θεών, των Μεγάλων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης,
τον Οσίον και Θεό φόρ πατερμόν, τον Αγίο και Αικαίον, Θεό Πατρών και Κιμπιάνης, τον Αγίο Δόξον Κανικών Μάρτυρων, τον Αγίο Δόξον Θεό Στέτων Γάλλων Βασιλέων και εις Αποστολών Κωνσταντίνου και Ελένης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πατροκλήτου, ου και την Μευτελούμεν και του εν Αγίης Πατρός ημών Φρουμεντίου, Επισκόπου Αιθιοπίας, και τον Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλος Χριστόμου, ου και την Θείαν Μυσταγωγίαν επετελέσαν και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Beatitude, dear and beloved brother in Christ, our Lord, we give thanks to our Lord Jesus Christ and to the Holy Apostle Saint Andrew, the first called the Protoclete, that we are among you once again and that we have been given the opportunity in this divine liturgy to give sacramental expression to our unity. Prea fericirea voastră, prea iubit frate întru Hristos, aducem mulțumirii Domnului nostru Iisus Hristos și Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, pentru că ne regăsim încă o dată aici și pentru că ni s-a oferit posibilitatea de a exprima încă o dată în mod sacramental în Sfânta Liturghie unitatea noastră. The Church of Jerusalem has had a long and special relationship with the Holy Church of Romania. This relationship has been made manifest in many ways over the years and finds its expression in our both time in the presence of your representation in the holy city of Jerusalem, as well as in the witness of the many thousands of Romanian pilgrims who come to the Holy Land every year to receive the blessings and the spiritual nourishment of the holy places and, of course, of the tomb of our risen Lord Jesus Christ. Biserica Ierusalimului a avut și are o legătură îndelungată, specială, cu Biserica României. Această legătură este manifestată în multe feluri de-a lungul anilor și își găsește expresia în timpul nostru, atât prin prezența reprezentanței voastre în Sfânta Cetate a Ierusalimului, precum și prin mărturia pe care o aduc miile și zecile de mii de români pelerini care vin în Țara Sfântă în fiecare an pentru a primi binecuvântările și a se hrăni spiritual din sfintele locuri. The Romanian Orthodox Church is a spiritual guardian of the Romanian people and it is fitting that this national cathedral will be known as the People's Salvation Cathedral, a compelling reminder to all of the life-giving mission of the Church in our world. Biserica României este păzitorul spiritual al poporului român și este pe deplin potrivit ca
această catedrală națională, care este cunoscută și ca fiind Catedrala Mântuirii Neamului, să fie un permanent, o permanentă amintire a faptului că este, că această, că biserica este, are misiunea de a fi în lume dătătoare de viață. In celebration of the important relationship between our sister churches and between the people of Romania and the Christians of the Holy Land, we wish to present to you your beatitude and of course to your flock this icon of the Nativity of our Lord Jesus Christ. May Saint Andrew, the first call, the Protoclete, whose feast we keep today and who also comes from the Holy Land, be your strength and protection, especially in our own days when the Church is called to be a strong and united witness for the sake of the whole world and specifically for the sake of the Romanian people. And may God grant you many years in your primary ministry and on behalf of the Brotherhood of the Holy Tomb of our Lord Jesus Christ and on behalf of our Christian community, we would like to express our deep gratitude for having given us this unique and blessed opportunity to be together with you today and give our common and united witness of Orthodoxy, which is the Orthodoxy of truth, the Orthodoxy of reconciliation, the Orthodoxy of the love of our Lord Jesus Christ. Thank you very much indeed. God bless you. Pentru a celebra această legătură atât de importantă dintre cele două biserici ortodoxe surori și dintre poporul României și creștinii din Țara Sfântă, dorim să vă oferim, prea fericirea voastră, această icoană a nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Fie ca Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, și al cărei sărbătoare este astăzi, și care a venit din Țara Sfântă, să vă dăruiască putere, să vă păzească în continuare, în special în aceste zile când biserica este chemată să fie o mărturisitoare și o mărturie puternică unită în lume. Fie ca bunul Dumnezeu să vă dorească mulți ani fericiți în slujirea patriarhală a preafericirii voastre. Mulțumim preafericirea voastră pentru prezența preafericirii voastre în această zi de sărbătoare. Primul hram al Sfântului Apostol Andrei, prăznuit, celebrat aici în noua Catedrală Națională. De asemenea, vă mulțumim pentru părintească grijă pe care o arătați pelerinilor români care vin din ce în ce mai mulți în Țara Sfântă și, în același timp, arătați o deosebită atenție și grijă părintească pentru reprezentanța Patriarhiei Române la Ierusalim. Ca semn de prețuire și de comuniune frățească într-o celebrarea Euharistiei, cu mare bucurie și solemnitate astăzi, dorim să vă oferim și noi icoana Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat. Întoarce. Așa. Ani mulți binecuvântați și vă așteptăm și la sfințirea picturii peste 3 ani. Preafericirii voastre și delegației care vă însoțește, vă spunem Hronia Pola,
che cala, che calista, che arista. La mulțan. Amen, amen, tinerinti, episip și tu macariotatu, adelfui mon Daniel, isneia pol Ierusalim. Și noi așteptăm prea fericirea voastră, vizita prea fericirii voastre în cetatea Sfânta Ierusalimului. Mulțumim.